toamna anului 1952 a găsit șantierul de la Viteazul în plin praf. Roadele muncii sutelor de constructori capătă contururi precise. Se poate înainta sute de metri în galeriile viitorului. Se pot vedea primele lucrări ale marii clădiri unde vor funcționa, nu peste multă vreme, turbinele centrale. Constructorii primului tractor românesc. Am vrut să vă prind înainte de a pleca. Aveți să-mi dați 17 lei pentru lumină. Da, știu, trebuie să primesc azi niște bani de la cooperativă. Am dosier pungile. Da, a fost aseară domnul acela pentru cărți. Zicea că vine și diseară. Zoașa, de ce nu le vindeți? E dracu de joarse, face și ploșnițe. Nu vă fie teamă, n-au ploșnițe. Scuzați-mă, trebuie să mă îmbrac. Dar ce-i spun domnului aluia? Nimic. Păi a zis că vine și diseară. Nu l-am chemat. Da, lumina? Ți-am spus să nu mai pui pe nehalatul ăla, mă, și sperii. Parcă-l văd pe răposatul. Păi dacă n-a vrut nimeni să le ia la talcioc, ce să văd? Ia, calcă-mi rochia asta verde cu pen oranj. Cu asta vrei să te prezinți? O să fii ca un papagal. Nu ți-a spus domnișoara Zaraza că se caută figuranți distinși pentru o scenă cu burghezi? Ce, ăia nu poartă pen oranj? Ba, poartă. Ei. Dar să fie... Ho, 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 că nu dau turce. Unde am pus eu pariura aia de pene albastre pe care o purtam când... Când te-a cunoscut răposatul? Ți-aduce aminte? E, da. Da, și domnișoara Zaraza. Aia ca ea. E, lasă, făcea toți banii. Recunoaște, ridica piciorul mult mai sus. Ridica pe dracu, de-aia nu s-a măritat. Ce folos că te-ai măritat la spartul târgului? Când te faci cu coană mare, hop, comuniști. Vezi că miroase ars. Bună! Stai! Dacă de aici! Du-te încolo, lasă-mă pace. Cine e? Zarara, eu sunt dragă. Intră! Bună, tu! N-ai o cafea? Nu sunt învățată, dragă, să mă scol așa de devreme, zău așa. Bea-o pe a mea. Eu nu mai beau. Ah, stau prost cu inima. Am palpitații. Ei, lasă-mă. Uite, am luat niște sana. Trebuie să iau ceva ușor, că nu mă mai încape nici o rochie. Dar și tu că e foarte bună. Lapte? Păi da, lapte. Doamne, ferește. Matei, dă-mi un deget de coniac, că mi se face rău. Era aici. Vezi, ia cu noi un termos cu ceva cald. Pardon, uitasem că mi l-a furat. Nu l-a furat nimeni, l-ai pus pe undeva și ai uitat. Vezi, ia coniacul ăsta cu noi și pregătește o sticlă cu ceva cald. O fi fric pe acolo. Cred că e încurcat cu Madame Bratu, de la mansardă. Lipsesc fel de fel de lucruri. Cred că îi le duce el. Nu mai sunt servitori credincioși. Nu mai sunt. A spus ceva? Vorbeam și noi de ale noastre. Ne. Ai văzut că trage cu urechea? Dar cine e tu aia din fotografie? Mătușa mea. Prințesa Ghica. E? Tu totdeauna ai avut noroc. Dar tu nu mai ai pene? Mi l-a jumulit pisica. De asta n-am putut eu suferi pisicile. Na, ia-o pe asta. Să nu te prezinți așa goală, fără o pană pe tine. Auzi, când am venit încoace, am văzut-o pe fiica ta vitregat. Eleonora. Da, mă bucur. Dar de ce se îmbracă dragă așa? Să fie și ea mai cochetă, mai... Ce vede și ea pe la comuniștii ei. Eu am încercat să o învăț, dar nu s-a prins. Soi rău. Uf.
parfește, dai? Da. De trandafiri. Bulgăresc. Neața, domnul Edi. Română. Te prinde și iarna asta cu mașina pe butuș. Aștept o piesă specială de la Londra. Am scris la firmă. Trebuie să mi-o trimită. Numai să nu pierzi raliul ăla. Exclus, mi-am anunțat sosirea. Sunt așteptat. Succes! Mulțumesc! La unde vă grăbiți așa, Itaciuc și Joia? Mergem la lucru! Suntem în câmpul muncii! Ce zice din duce rabla asta până acolo? Ca vântul! De dracu, ca vântul! Ia de mână, așa! Da, nu deschizi asta de aici? E înțepenită. A, atunci mă așez așa. Gata? Dați-vă jos că nu merge, dați-vă jos și împingeți. Oh, haide, haide, haide. Pe mașina, dracului. Haideți mai rău. Dă asta la o parte. Așa. Hai, pune-și tu aia. La ora 1. Știți unde? La etajul 2. Se dau bunuri la secretariat. Se dau bunuri pentru cantină. Se dau bunuri pentru cantină la secretariat. Tovarăși, se fac înscrieri pentru figurație într-un film. 25 de lei pe zi. Institutul permite participarea. Uitați despre ce este vorba, tovarăși. E vorba de o demonstrație muncitorească din trecut. Ne trebuie tineri cu figuri dârze, cu chipuri clare, muncitorești. Uite, ca dumneata. Ai un palton așa mai modest? Acesta. Ia să vedem. A, nu, fără plete. Îți pui o bazma pe cap și te încingi cu o curea peste haină. Bascheții nu merg. Muncitorii nu purtau așa ceva. Altceva nu. Cine se mai înscrie, tovarăș? Ai fost la tovarășul Colea? După cursuri, la ora 1. Oricum este mai interesant la filmare decât să cânți la filatura de bumbac. Și ce are filatura de bumbac? Dragă, dar vrei să cânti Mozart la muncitori? Și ce au muncitorii să nu le poți cânta Mozart? Dar ei nu se pricep. Să le cântăm și o să priceapă, ei n-avea grijă. Tu ești demagogă sau chiar crezi tot ce spui? Sper că tu nu crezi tot ce spui. Mamă, e foarte mirată când îi spun cum te porți. Atâtea semne de miroare în jurul meu. Oportunist. Haideți odată. Fă-ți obiceiul și numără până la 3 înainte de a vorbi. E un sfat prietenesc. Tovărășesc. Pregătiți costumul și recuzita din formii cazilor afișate. Adresa? Vă rog, vă păstrați și prin astoria. Pregătiți costumul și recuzita din vreme. Mulțumesc! 14593. Telefon? 1453. Următorul? Numele? Sper că nu se servește șampanie. Zave? Dacă pocnește dopul, eu țip? Simt niște efluvii de Chanel Saint. Prodițiano, un sian diplomat. Asta nu-i interesează. Adresa? Polonă 18. Nu aveți cumva și niște decorații? Oh, monsieur, nu. De când am fost în post la Bruxelles, le-am și pe cele ale unchiului, generalul. Le cumpărați sau le închiriați? Cum doriți, următorul. Cunosc toate dansurile moderne, inclusiv pe cele dinaintea războiului. O să ne amintim. Am și un costum de curte. L-a purtat bunicul meu la funeraliile bătrânului rege. Da. Următorul? Mulțumim. Noi nu suntem foste, suntem artiste profesioniste, putem să și demonstrăm. Am fost un duo celebru, Zaza și Zaraza. Eu am jucat și drame. Shakespeare. Da, și ce a jucat? Păi,
Hamlet. În travesti? Pardon, nu obișnuiesc. Spuneți, nu aveți și niște rochii puțin mai sobre? Eu am una roșie din paiete colantă, foarte sobră. Adresa? Strada Londra 7, la subsol, pe stânga. Numele? Cel de artistă sau cel oficial? Cel oficial. Bilzescu, prefer să semne Zaza. Unde să semnați? Pe afiș, nu? Zaza! Așa mă cunoaște publicul. Și Zaraza. Următorul? Madame, mă supără. Tovarășul? Nu, nu. Dumnealui este din personalul meu. Din fostul personal. Și nu doriți să faceți și noastră figurație? Ba da. Mă rog, stii ordinea. Pe dreptare. Alo, alo, tovarășele. Rămâneți în coloană? Unde plecați? Nu, nu, vă rog, vă rog. Eu v-am spus să nu beți atâta ceai. Ție ce-ți pasă, tu ai coniacul tău. V-ați gustat și voi. Sunt ultimile picături de coniac franțuzesc. Cine știe dacă vom mai bea vreodată. Hai. Mersi. Și să treci pe la creatura aia de Zaza. Să iei cheile de la cavou. O să trec. Cu ocazia asta am să stau de vorbă și cu Leonora. Doamne, ce familie. Nu știu, dragă, dar ai mei sunt mai uniți. Ce înțelegere vrei să fie între o fostă actriță de șantan și fica ei vitregă? Bine, dar măcar cu noi. Uite, am întâlnit-o zilele trecute pe stradă și abia m-a salutat. Ce Dumnezeu mi-e nepoată? Copil fără educație, crescută printre oamenii de rând. E cazul să mă opun puțin de ea. Doamna cu țigarea, vă rog, n-aveți voie să fumați? Trebuie să facem rost de grâu pentru colima. Sâmbătă e parastas. Terminați cu obiceiurile semanale. Un simplu serviciu divin, setu. Setro. Creatura aceea de Zaza ar putea să facă și ea ceva. Să știi că am zărit-o pe aici. A, apropo, unde o fi punga cu decorații? Se pare că ei țin foarte mult la chestia asta. Oh, slavă Domnului, iată. Da. Ce-au ajuns decorațiile tatei? Și ale tatei. Un simplu general. Ale tatei erau de ambasador. La Istanbul. La Istanbul, madame. Capitală de imperiu. De fost imperiu. Numele? A, uite-o. Atenție, vă rog, pregătiți din vreme costumul și recuzita pentru vizionare. Păstrați liniște. Stați, vă rog, încolonați, să nu vă depărtați. Uite că vă văzui și artiști. Am auzit că sâmbătă faceți parastas. Faceți. Eu n-am posibilități, am pierdut tot. Și bijuteriile, mami? Și acțiunile de la Astra? Le-o fi dat altcuiva, le-o fi îngropat. Eu n-am moștenit nimic, asta mi-e Sfânta Cruce. Ascultă, trec într-una din seri să iau cheia de la cavou. În fond nu știu de ce o ții, că tot nu treci pe acolo. Singura moștenire de la răposat. E cavoul meu și nu vi-l dau. Voi-l aveți pe cel de la Conac. Să nu le spuneți că sunteți foști. Sunteți muncitori, vizionari. Pa, pa! Bengescu e Leonora? Leonora. Da. Ce fel de om era tatăl dumitale? Eram prea copil ca să-l pot cunoaște cu adevărat. Dar mama dumitale? Aveam 5 ani când a murit. Nu mi-amintesc decât vag sunetul vocii. Și un parfum. Ce fel de parfum? N-aș putea să-l descriu. Știți cumva în ce condiții a murit? Nu. Da. Thank you.
Nu știu dacă dumneata ești conștientă de faptul că ocupi în această instituție locul altcuiva. Al altcuiva care ar avea mai mult drept. Și care și-a câștigat cu greu acest drept. Sunt foarte puține locuri și nu ne este indiferent cine le ocupă. Ai oarecare calități, dar nu de talentul de Dumnezeu. Sunt acordată în si minor. Poftim? Orânduirea noastră oferă un loc de muncă oricărui om cinstit. În fond, dumneata nu ai părinți. Din ce te întreții? Muncesc. Fac pungi pentru o cooperativă. Ei, vezi? În materie de artă, însă, criteriile noastre sunt stricte. Nu moare nimeni pentru că nu cântă la flaut. Ai înainte atâtea posibilități. Și să știi, nouă nu ne plac oamenii deprimați. Bucuria de viață și de muncă constituie morala societății noastre. Leonora! Tovarșa Leonora, îmi pare rău de ce ți s-a întâmplat, crede-mă, dar n-am putut face nimic. În organizația de tineret au fost destui împotriva excluderii dumneavoastră din conservator, dar... Tovarșa Leonora, iau-te-l, iau. Mi-a adus un tovarăș care a fost într-o delegație, iau. Vezi, vezi unde sunt aspirinele. Cred că am răcit în rabla aia. Ți-am spus să nu mai mergi pe acolo. După cât plătesc. Da ce? Pentru banii lor mă duc? Da, pentru ce? Vreau să-mi reiau profesia. Știi că i-am scris impresarul ăla la Istanbul. O fi de mult oale și ulcere. Păi de ce? Că turcii n-au fost în război. Mai mare omul și de bătrâneți. Da, nu era bătrân. Dacă avea 70. Acum 15 ani. Mă rog. Eu i-am scris. Ah, uite, găsi. Uite și pe mine, mă apucă iar urechea. Mă trase curentul. Se zice curentul. De câte ori ți-am spus? Parcă eu câte nu ți-am spus și nu m-ai crezut. Curentul! Curentul-i ziarul ăla. I-am spus domnișoare Leonora de cărți, nu vrea să vândă. Treaba ei. Dacă îi place ei să umble încălțat în cauciucurile alea, eu ca mamă i-am vrut binele. Ca mamă? Vezi, încuie bine poarta și ușa de la intrare. Crezi că de la cătele voastre nu mai poate.
Seara. Seara. Ce întuneric ăsta pe aici? Era să-mi rup picioarele pe scări. N-ai avut chiprituri? N-am avut. Știi bine că nu fumez. Am trecut fiindcă am puțină treabă cu Zaza. Apropo, voi în ce relație mai sunteți? În niciuna. Asta e foarte bine. Ce idee pe bietul Alexandru. Să introducă în familia noastră o asemenea creatură. Probabil că numai asta mai lipsea. Ia te uită, o portocală. Ai legături cu străinii? Cine ți-a adus-o? Un tovarăș. Ai legături cu tovarășii? Da. Foarte bine, foarte bine. Dar ce fabrici tu acolo? Pungi. Toată lumea bună face pungi. Ce-o fi făcând cu atâtea pungi? Pentru ambalaj. Doamne, ce mizerie. Am primit un pachet de la Paris. Să vezi ce hârtie. Tu chiar numai ai ce vinde de trebuie să faci pungi? Eu n-am vândut niciodată nimic. Știi că am luat din casă doar câteva cărți și portretul mamei. E un stoienesc. Poți să trăi câteva luni din el. Dar de ce să trăiesc câteva luni? Eu vreau să trăiesc o viață. Și vreau să trăiesc decent. Nu din vânzări. Cum crezi? Sâmbătă e parastas. De fapt, e un pretext de a ne mai... de a ne mai aduna și noi. De a ne mai încuraja. La cimitir. În cavou. E singurul salon de care mai putem dispune fără riscuri. E și asta un mod de a protesta, de a afirma. Ce să afirmați? Că existăm. Dar mai existați? E știre mediabilă obraznică. Nu cred că se mai poate face ceva din tine. Și noi care vrem să te trimitem la Paris. Ce să fac acolo? Să te salvezi, să duci numele mai departe. Unde să-l duc? La Paris! Încă le nu vezi că ești ridicol? Salvați-vă voi dacă vreți. Pe mine să nu contați. E singurul copil din familie. Tocmai de aceea. Adică cum? Vă rog să nu vă faceți socotel pe capul meu. Te nenorocești. N-ar fi prima dată. Copil crescut prin răsluci. Din fericire. Hai să regreți. Poliția! Cine vrei să fie? Că doar amanții nu te mai caută. Dacă ai venit după cheia de la cavou, nu o găsesc. Am să fiu acolo înaintea voastră, mă găsiți acolo. N-am de unde să-ți o dau acum. Mucicule! Jicule.
Cine e? Eu sunt, dragă, Madame Bratu. Iertați-mă, am auzit radio și mi-am spus că pot să intru, că poate nu v-ați culcat. Dar ce cu dumneavoastră așa? Am reumatisme și mi-e frig, trage peste tot. Da, da. Era cât pe aici să nu deschid. Mi-e frică. Da, ei nu vin decât noaptea. Cine să vină? Ce să caute aici? Știu și eu. Eu am venit să-mi dați bani pentru lumină. S-ar putea să ne-o taie? N-am bani, n-am niciun ban, n-am rămas săracă, am pierdut tot. Da. Poate Matei. Cere-i mâine lui Matei. Bine, o să încerc. Douăzeci și șase, douăzeci și șapte, douăzeci și opt, douăzeci și nouă, treizeci. 130 de bucăți. Asta înseamnă... ...12 lei și 50 de bani. Treceți peste două zile să încasați. Astăzi nu se mai fac plăți. Tovarășa, iertați-mă, am uitat cum vă cheamă. Nu uitați, când mai veniți, aduceți și o autobiografie. Înțelegeți? Toate datele care vă privesc, știți cum se obișnuiește. Da, mai dat una. Se cere una mai completă. Da. Mai dai și tu cu gaz. Da, cu gaz. A, uite, termosul nostru. A rămas aici de anul trecut. Păi da, și mai ziceai de Madame Bratu. Ți-am spus eu că e femeie cinstită, că nu pune mâna. Lasă că știu eu. Pune ea mâna. Ajută-mă să iau asta. Am auzit că la Talcioc un tip a dat o grămadă de bani pe chestia asta. Dar nu să vadă că lipsește. Tu așa m-au tocmit să le păzesc mormintele, ia și ăsta. Nu, ăsta nu. Am fost anul trecut cu el la Hollinger, nu-i de argint. Nu e nimeni din familie? Ba da! Nu vedeți? Sunteți din familie? Da! Sunt doamna Bengescu. Doamna Alexandru Bengescu. A, da.
Bonjour, bonjour. Cine a mai venit? Colette, tante Cleo, un călcanul, Radu și cu mine. Mai eu, doamnă. Da. Bonjour. Dar ce-o fi cu unchiul Paul? El de ce n-a venit? Nu știu, a șters-o. N-a spus nimănui, nu și-a luat rămas bun. Da? Bine a făcut. Bonjour. Și unde s-a dus? Cum unde? La Paris. Și unchiul Șerban? El n-a putut veni. Lui n-a avut cine să-i împingă căruciorul. Nu vezi? Străzile sunt supraaglomerate cu ăștia. De-abia pe strecori. De ce? Eu am mers foarte bine. Ce vreți? E vremea ălor de muncesc? Eu înțeleg. E sigur, tu ca fată din popor. Da, sunt fată din popor și nu mi-e rușine. Dar m-am văzut ieri la filmare. Ce, nu v-au mai primi? Nu, ne-au spus că nu corespundem. N-avem figuri aristocratice. Dar știu ei ce e al figură aristocratică? Da, așa ca doamna. Pe dânsa au acceptat-o. Eu sunt artistă, dragă. Sunt de profesie. Asta e. Acum vă las. Nu vreau să iau parte la discuțiile voastre reacționare. Trec mai târziu să iau cheia. Au revoir! Tu să stai pe aici pe aproape, să nu plece cumva cu cheia. Mă duc să fac câțiva pași. Să mai văd și eu lume bună. Imediat. Ați fost acum câțiva ani împreună cu mama dumneavoastră la noi la conac. Am băut coniac, ați dansat cu prietena mea Zaraza. O, madame, ce vrebul minunat. Era război. Și mama dumneavoastră? M-a lăsat singur, orfan. Ai, domnule, stați, nu disperați. Dar cum sunteți încă tânăr? Trebuie să vă faceți viața. Aveți un nume. Și ce nume? Poți deschide cu el ușile saloanelor din toată Europa, așa spunea mama dumneavoastră, ne amintesc perfect. Din păcate n-am găsit ființa aceea distinsă și nobilă pe care o visa mama. N-ați găsit-o, spuneți mai bine că n-ați căutat. Atâtea femei bine, din toate punctele de vedere, ar fi încântate să-și unească viața cu a dumneavoastră. Credeți? E, cum, doamne, asta nu să nu cred. Mă face să cred? Să sper, doamnă? Sperați, domnule, zău, sperați, vă rog eu să sperați. Baby, be quiet. Vai, foarte drăguță. E băiat, doamnă? Da? Îl cheamă Babi. Ce nostim, ca pe dumneavoastră. E foarte nervos de la o vreme. Îi trebuie o prietenă. A, Babi, e foarte, foarte exigent. A refuzat tot ce i s-a oferit până acum. O fi... E o cafea nouă foarte solubilă. Am primit-o zilele acestea de la Paris. E cam amară. Vezi că e o mică pungă cu zahăr în coșul meu. E delicioasă. Păcat că nu putem fuma. Dar nepoata noastră, nu vine? Domnișoara are alte idei. Nu cred că e cazul să ne mai interesăm de ea. Eu nu știu cu cine o fi semănând. Slavă Domnului că are cu cine. Osti, spune, tu mai ai acțiuni, creditul minier? De ce? Cunoște cineva care achiziționează. Am eu astra română. Nu fi cretină. Uite, de asta am pierdut partida. Unii fac guverne, alții vând acțiuni și moșii care nu le mai au. Clienți de poliție. Asta au ajuns boierii noștri. Ce să facem? Să ne păstrăm demnitatea, să fim un exemplu în suferința noastră. Parcă tu nu faci figurație. Muncesc. E felul meu de a protesta. Demn. Așa, demnitate. Cunoști lumea ta alt mod? Ceea ce propui tu e un mod de a colabora. Într-o zi vei da socoteală. Prefer să dau socoteală lumii mele decât să le dau lor. Justiția noastră nu va fi blândă.
Justiția asta noastră, dragă George, ca să zic așa, e specialitatea mea. O cunosc eu bine. Și apoi vor avea atâția de dat socoteală încât va trebui să fie clementă. Dragă, am auzit că Lizet s-a încurcat cu muncitor și că acum lucrează la o cooperativă. S-a încurcat ea cu atâția încât nu putea să piardă o ocazie inedită. Da, dragă, dar să se angajeze uvrier. Oricum e greu de găsit o soluție. Dacă noi aici nu putem găsi nicio soluție, să-i consultăm pe cei de dincolo. Mai lucid ar fi unchiul Paul, dar el de-abia a plecat. Nu, nu cei de la Paris. Cei de dincolo. Morții noștri. Ei sunt singuri în stare să ne conseze. Să spună ce se va întâmpla cu noi. Eu mai am ceva avere. Cavoul acela e al meu, am acte. Aș vrea să plecăm în străinătate. Să începem o nouă viață. La Istanbul! Am relații foarte importante. Un impresar. Un impresar? E drăcie. Dacă suntem întrebați, e vorba de un parastas de familie. Cum așa? Cu cafea? Fără colivă? Fără... Psst! Cu atât mai bine. Ei nu țin la chestii de-astea. Ai umblat prea mult prin cimitir, asta e. Cine era persoana, că nu-l știu? Nu-l mai ții minte? Cavidescu, vecinul de moșie, nu l-ai cărat în spinare la Docan? Ăla care umbla să se însoare, s-o fi însurat? Nu încă, o să se însoare în curând. Cu mine. Dar dacă ai nebunit, cu neisprăvitul ăla, n-are sfanț, n-a avut nici pe vremuri. Are nume. Păi nu-l ai? Cel de artistă nu mi-a folosit. Iar numele răposatului nu mi-a deschis nicio ușă. Doar a cavoului. Trebuie un nume cu care să pătrund în Europa. Păi ce să faci acolo? Eu te credeam mai deșteaptă. Vezi mai bine cât e ceasul. Pune radio-ul ăla. Să mai vedem ce se mai aude în lume. Costi și ăia ziceau că trebuie să vină. Vin, Fedreacu. Adresa? La culmea veche, 20... Ce dracu, toare și Matei, telefon? Nu putem avea și noi o goarnă ca lumea? Următorul? Numele? Bengescu Leonora. Adresa? Strada Londra, numărul 7. Telefon? Nu am telefon. Ce știi să faci? Depinde. Aveți vreo înclinație specială? Ceva deosebit? Cânt. Soprană? Nu, nu. La flaut. La flaut? Interesant. E ce ne trebuie pentru secvența serată. Tovarășe, prezentați-vă la filmare cu o roche lungă, albă. Dar mi s-a indicat ținuta aceasta. Următorul. Numele? Suhina Florian. Adresa? Popatatul 23. Parter, etaj? Parter. Telefon? Nu am telefon. Următorul.
Ofițerii nemți, atenție la ținută! Nu țineți mâinile la centiron! Țineți mâinile la spate, așa se ține! Știți asta! Doamna cu câinii, vă rog, coborâți scara! Hai, conversați, vorbiți elegant ca în saloanele burgheze! Nu vă uitați în aparat! Domnul de la pian, începe să cântați, vă rog! Fata aceea cu flauta a venit? Nu, e la machiaj. Care machiaj? Fără machiaj. Atenție, vibrația, vă rog, verificați ținuta, pantioanele. Câteva rochete vine de pescar. Mai aduceți încă una! Hai, 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 urcă, urcă! Apropiați-vă de balustradă! Nu toate trei la fel! Dumneata! Dumneata în roz! Dumneata, cu dumneata vorbesc! Aceea caragioasă cu fund de roz! Apleacă-te peste balustradă! Așa, stai de vorbă cu un tânăr! Plasați un tânăr acolo. Stai aici. Hai, vorbiți, râdeți, spune ceva, nu stați ca morții. Domnișoară, ține brațele frumos. Așa, așa. Păi vorbiți frumos, da, 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 da. Dacă îmi dădea mie scena asta, o creație făcea. Ține-o bine, să nu spargi ceva. Sunt puțin prea pline, șampania nu se servește așa. Las-o așa să fie din belșug. Dezmați burghez. Intri și servești printre invitații. Dar te pleci frumos, Monsieur, înțelegi? Tovarășe, nu servise mai fetici. Te pleci frumos, mă înțelegi? Comandez că se pasă și se poate. Dacă ești întrebat, răspunzi. Soare, și nu te uita la pas. Nu te uita la pas. Dar vă rog, doamne. Men, no, suntem posibil, negoa. Generale, iau poșircă de asta. Monsieur, trec într-una din zile să te văd. Am să-ți comunic ceva de la Paris. Costi, dragă, când o să am înapoi vila din Bonaparte, te angajez. Madame, e un vechi vis al meu să vă servesc. Doamna cu turban auriu, nu gesticulați așa de vizibil, mai discret. Dumneata, ai grijă să vorbești tu mierele invitaților. Vezi, să nu faci risipa de țigări. Nu puteai, dragă, să găsești una mai nostimă. Vin de două săptămâni la selecții. Ne-a fost milă de ei. Tovarășu Cutava, circulați! Circulați printre invitați, nu rămâneți pe loc. Domnilor? Lumina e prea egală! Trebuie insule de lumină! Ocupă-te de rute astăzi! Pe colierul de perle n-am obținut decât 500, parol d'onel. Vasile, ajută becurile la... Și cum îți spuneam? Nu vreau să semnez cu numele soțului, mi-a adus numai de plăceri. Semnez Zaza, cum mă cunoaște publicul. Hei! În lumea bună nu se pocnește din dește ca să chem feciorul, madam. Lasă aerele! Ajunsești la meseria noastră! Așa, acum e bine! Lucrează! Dumnezeu, senator! Dumneata! Da, dumneata! Conversați! Povestiți ceva foarte important și grav. Ceilalți domni vă ascultă cu deferență. Cu respect. Colonelul German, povestiți ceva grupului. Doamne, de alături. Ceva de pe front. Tovarășe regizor, vă rog mai tare. Eu cu monoclu nu prea aud. Dragii, vă leu puțin. Puniți în difuzor. Apleacă puțin mai jos. Și noi ce facem? Așteptați la locul vostru. Cine v-a chemat? Ce-i cu ăștia? Grupul de sabători, cei care aruncă instalația în aer. E nevoie de așa ceva? Scrie în scenariu. Scena cu partizani. Care partizan? Dacă ce partizan? Haide, haide, haide. Aveți? Așa, aprinde 10 viola. Dă-l mai la treabă, mai la... 3 la 5 viola, dacă... Aprinde-l și pe ăla. Până atunci, puneți voi lumina de acolo. Cer cost.
N-am mai cântat de câțiva ani. Aproape că uitasem. Așa, uite. Hai, acum concentrează, concentrează maxim, maxim. Așa. Bun, cine vă reu de sus? Bagă și un cremer. Destinul. Vă rog să mă credeți, nu fac aluzii. Credeți-mă pe mine. Că-și ce-ar fi? Uitați-vă la mine! Viață! Mă rog, ce e viața? Doamne, faceți-vă la încet, mă supără curentul, mă trage la urechi. Se vede? Fii atent, poftim? Grupul de lângă pian, grup, du-l mai încolo, du-l, mută-l de acolo. Noroc! Da? Vraiment? Silence. Oui? Magaie un petit bouton. Voilà. Ceva pe pianul ăla, e prea negru. Ce? O femeie goală. E de pe dânsa. Dar ce crezi că mă dezbrac așa cu labdo? Cu nou. Noce. Difuzor, difuzor, baghi. Dumneata cu flautul treci lângă pian. Cunoști partitura, nu? Asigur, i-am dat-o de ieri. Vezi să nu ți se bade baschetii. Monsieur, tovarășe, noi în ce limbă conversăm aici? În care vreți, madame, că tot nu se înțelege. Dar cum așa? Noi facem mai figurații, așa? Mai pleacă repede. O, mesete, o, nu! L-am plăsat rustoenesc și pe catargii. Nu. Vino puțin. A patra măsură. Alo, băieți! Atențiune, toată lumea pe locuri! Unde-i, dragă, domnul ăla mic și caragios pe care l-am ales pentru secvența aia? Nu știu. Nu l-am mai văzut. A, uite! Ave Cezar! Vreau să mă scuzați. Am fost solicitat insistent la un alt film. Domnule, ce au ținut atât prin la prezența mea? Orban. Liniște! Atențiune! Motor! Figuranții, 173, turnat 1.
Părăsiți-vă, rog! Da? Nu știu ei ce-i dat. Ce demonstrezi? Dragă, nu știu că vreme proastă în situația asta, eu nu știu cum sunt primiți. Văzuși? Era prieten cu răposatul. Coniță Zaza în sus, coniță Zaza în jos. Și acum nu mai dă bună ziua. A ajuns turc. Dar ce are tu, Matei? Ce are Matei de așa de bosuplat? Na, toane de ale lui. I-am dat prea mult nas. Dracu, ce neagă? Flo, dragă, ia-mi și mie două chiftele. J'ador le chiftele. Ține-ți, dragă, chiftele. Chiftele. Vrei și pâine? Nu sunt rele deloc. Ar trebui să luăm și pentru acasă. Se bun, le pat nici mai. Unde-i Costi? El n-a urcat la bufet. Nu suportă mirosul de chiftele. Pare rău. Vreau să propun ceva. Dă-te unde-i Costi? No, thank you. Un deget de cafea? Mă enervez. Trop coniac. Yes, a litre. Oh, it's fine. Unde faceți voiajul de nuntă? A Istanbul. Nu, tu nu beau la lucru. Cum vrei? Nu știi? Ai văzut-o pe scorpia aia, pe Leonora. Învățat și ea ceva serios, ca lumea. Acordeonul, că e la modă, sau, mă rog, dansul spaniole, nu? Flautul. Doamne, păzește. Am încercat să fac ceva serios cu ea, dar nu s-a prins, soi rău. Auzi, altul mai breaz n-ai găsit. De unde, dragă, de unde? Toți sunt morți sau plecați. Hai, aiut! Hai! Dacă nu știu eu și pe asta... I-am spus lui Tătărescu încă din 38. Oricum, într-un viitor guvern liberal, Mișu, tot trebuie să intre. Problema, mon cher, rămâne tot la interne. Cine? Poate George. Nu aveți un foc? Mă scuzați. Aveți cumva un serviciu de ceai din argint englezesc pentru un diplomat sud-american? Nu mai am, le-am vândut pe toate. Poate un debriz? Să vă uit, să răscureți prilez. Nemții? Dar ce știu să facă nemții? Știu mult. Mă rog, vor fi băieți de viață, dar n-au caracter. Oh, sau se vre. Madame, încetează odată cuvântul ăsta. Mă supără corentul, mă trage la ureche. Am un medicament foarte bun pentru ureche. Bayer, încă din timpul războiului. Mai am un flacon. Și trage pe Ciofsky un șut și cât era el de voinescu. Bonjour, bonjour. Bună, Doina, dragă, nu te mai vedem pe la meciurile de handbal. Am alt sport preferat. Sau alt sportiv. Atențiune, rugăm electrica să revină pe platou. Rugăm electrica să revină pe platou. Noul platou va fi gata peste un an. Ca de altfel, instalațiile de montaj și sincronizare. Cu instalațiile mai simplu de scos la capăt. Importantă e problema cadrelor. Să știți că, în general, suntem foarte vigilenți. Nu numai la vigilență mă gândesc. Un om talent poate fi tot atât de periculos ca și un dușman de clasă. Atunci cât compromite o idee. Cu figurația, asta e situația. A trebuit să folosim foști. Nu-i niciun păcat. Într-un fel, trebuie să muncească și ei.
Poate că ar fi fost mai principial să... Să ce? Să-i lăsăm să piară. A pierit clasa lor socială. Ca indivizi, atâta timp cât își văd de treabă cine ce are cu ei. Aș vrea să vă mai ieși. Ce frumos cântă fata asta. Tovarășe secretar, aș vrea să vă informez în legătură cu fata care cântă la flaut. Ce s-a întâmplat? A fost exclusă din conservator. A făcut ceva? Nimic, absolut nimic, dar știți, tovarășul Colea. Ah, Colea. Figurația de pe platoul numărul 1 e rugată să folosească decor. Reilu 8 în mare. Figurația romană e încercată să folosească platoul numărul 3. Figurația romană, vă rugăm pe distrarea. Figurația otomană e rugată să folosească platoul numărul 2. Pauza s-a terminat. Poftiți în decor. Mai repede, vă rog. Mai repede. Toată lumea să se așeze pe locurile stabilite înainte de pauză. Recuzita în platou, vă rog. Aprindeți lumina generală și treceți la arcul. Tovarășele costumiere, să verifice ținuta figuranților. Mai repede, vă rog. Atențiune, nu fiți crispați, conversați degajat, firesc. Atențiune, ocupați-vă locurile, verificați ținuta. Nu mi-o luați în nume de rud, dar trebuie să stau alături câteva minute. Mi s-a desfăcut alpa de la pantofi și trebuie să văd ce e de făcut. Mă rog. Iertați-mă. Nu plecați, că mă descurajez complet. Dacă vă pot fi de folos cu ceva. Cu prezență. Încercați cu sfoară. De unde sfoară? Stați că am eu ceva. Îmi leg părul când studiez. Legați strâns. Da. Credeți că merge? Cred că aveți noroc. Tocmai mi-am cumpărat azi niște șireturi noi pentru basket. Cred că era mai bine să vă fi cumpărat niște baschets noi. Și dumneata ar fi fost mai bine să-ți fi cumpărat niște pantofi noi. Suntem după război, cu economie în plină reconstrucție. Da. Acu e bine. Și ce studiați? Muzica. Flautul. Adică am studiat. De ce? Acum nu mai studiați?
Nu vă mai place? Ei, se întâmplă. Eu sunt electrician. Până un alt. Vreau să urmez seralul, măsura politehnică. Ce frumos. Tata zice, ce-ți trebuie ție bătaia asta de cap? Ce nu ți-e bine așa cum ești? Acum e vremea muncitorilor. Acelor ce muncesc, tată, zic eu. Da, adică muncitorilor, o ține el. Nu-i o scos din cap. Stați departe? Dați-mi voie să vă însoțesc, să nu mergeți singură. E sâmbătă seara, ies oamenii de la petreceri. Să nu se lege cineva de dumneavoastră. Nu se leagă ei. Nu se leagă că sunt proști. Și de ce spuneați că nu mai studiați muzica? Din foarte multe motive. Din foarte multe sau dintr-unul singur? Foarte singur. Dar de ce stai pe întuneric? Te-am spus eu să mergi la băi undeva să te tratezi. De măritiș și ți-ar de acum, mai bine te duce la raze. Ia uite-te pe fereastră. Și nu numai de acolo. Mai e unul care patrulează în fața casei. Bună seara. Bună seara. V-am adus înapoi, șiretul. Mulțumesc, dar nu cred că era nevoie. Ba era. Trec mâine după masă să vă iau la cinema. E un film românesc la Patrie. Mitrea Cocor. Bine. Atunci, pe la 5, sunt aici. La post. Mâine la 5.
seara. Seara. Iartă-mă că te tulbur. Venisem să te anunț că ți-am aranjat mâine o audiție la orchestră. Nu e de prima mână, dar oricum, la ora 5. Dar la 5 nu pot. Niciun dar. Trebuie să văd pe cineva. La ora 5, la sediul Teatrului Muncitoresc. Și în curând, s-ar putea să am vești mai bune. Crezi? Sigur. Mulțumesc. Nu uita, mâine la 5. Când a apărut scorpia aia. Du-te sus și vezi dacă la poarta cealaltă mai e cineva. Marturi, trebuia să ia legătură cu ei. Marturi serioși totdeauna se salvează din ei. Tovarășe, nu vă supărați, cât e ceasul? 6:30. Mulțumesc. Lăsați mantoul? Nu. Domnul consul nu e acasă. Domnul Bobby e în salon. Am să-l anunț. Poftiți, doamnă. Am închipuit că încă mai locuiești atât de bine. E locuința unui prieten, un consul străin. Mă adăpostește din gentilețe. Ce noroc! Ce frumos ai! E un dressing gown al lui Didi. Didi este soția prietenului tău? Nu. No. Didi e prietenul meu, consulul. Da. Să nu te superi că am venit aici. Se întâmplă însă ceva care mă îngrijorează și am vrut să-ți încredințez bijuteriile mele. Ale noastre, acum. La mine nu mai sunt în siguranță. Sunt aici. În trusa asta. Vrei să ți le arăt? Nu, nu-i nevoie. Cred că prietenul tău, consul, nu are nimic împotrivă. Absolut nimic. Să nu afle. Oh, am de persoană de perfectă încredere. Nu te-am mai văzut pe la filmare. N-am mai fost. Didi n-a fost de acord. Spune că nu sunt frecantațiuni convenabile. Oh, nici nu te-am poftit să șezi. Ah, nu! Nu vreau să te incomodez. Plec! Ai grijă! E toată averea noastră! Pentru acolo! La Istanbul! Tu ce ai pregătit? Dumneata, ești candidata pentru flaut? Da. Pregătește-te că-ți vine rândul imediat. Uite, ia și un stativ pentru note. Nu e nevoie, cunosc bucata pe din afară. Se dă și o bucată la prima vedere. De ajuns.
Hai, hai, acum. Păi, e fata de la clasa profesorului Jean. Câți ani aveți? 20. Ați mai cântat în vreo formație? Nu. Am studiat 2 ani la conservator. Și acum nu mai sunteți studentă? Nu. De ce? Ați renunțat la studii? Nu am renunțat eu. Da. Executați partitura aceasta. Da, pe aici. Mulțumesc de ajuns. Și acum, ceva la alegerea dumneavoastră. Frumos, frumos. Foarte frumos, tovarăș. O să vă luăm în ansamblu nostru. Treceți chiar acum pe la serviciul de cadre ca să completați actele. Nu? Și să prezentați autobiografia. Să fie bine, ai să vezi. Mulțumesc. Mulțumesc pentru tot. Iartă-mă, n-am putut să mă țin de cuvânt. Am văzut. N-ai văzut nimic. De altfel, nu-ți sunt datoare cu scuze decât pentru faptul că n-am fost aici la ora 5. Dacă ți închipui că eu mă sperii de domnul de care te-ai despărțit adineauri... Nu e un domn. E un tovarăș. Și e singurul om care îmi vrea binele. Și restul omenirii îți vrea răul. Cine ți-a băgat asta în cap? Am văzut și singura. Ar trebui poate să spun noapte bună, domnișoară, și să mă duc. Pot să o faci. Păi asta e, că nu pot. Eu te iubesc, domnișoară. Ești neserios.
ai mei zi liberă, fără filmare. Ai motocicletă? Am avut pe vremuri un Lincoln. Păcat că n-ai motocicletă. De ce? Mergeam la Sinaia. Îți promit că am să studiez problema. Din ce? Din ce e tu de la figurație, nu poți să-ți iei o motocicletă? Mai am și alte posibilități. Figurația e doar așa, ca să mă aflu în câmpul muncii. Păi dacă mai ai și alte posibilități, ești un prost că te chinui așa la vârsta ta. Dar de ce? Pe tot să mai trăiești tu. E adevărat, asta e... Stai cu ta agent, maica domnului. E nevastă ta? Matei, ești fica Zincăi și a lui Alexandra. Ia te uită. Dacă te întâlneam din întâmplare, nu te-aș fi recunoscut. Cred și eu. Sunt 10 ani de când nu m-ați văzut. Și acum ce faci? Ești în câmpul muncii, sper. Am perspective. Foarte bine. Toată lumea trebuie să muncească. Și eu vreau să încep o activitate. Ați mai profesat? Nu. În trecut nu m-am putut realiza din cauza prejudecăților societății. Am reluat lecțiile de canto cu un profesor de la conservator. S-ar putea să am o audiție publică în curând. Nu te întreb despre ceilalți din familie, fiindcă nu vreau să am legături cu foști. Nici eu nu v-aș fi tulburat. Venisem să vă întreb în legătură cu moartea mamei. Nimeni nu știe sau nu vrea să-mi spună cum a murit. Zinca... Da. Îmi amintesc că a fost oarecare rumoare în legătură cu moartea ei. Noi eram plecați atunci în străinătate și când am revenit, în saloane se comenta destul de discret. Nu vrea nimeni să-i supere pe cei de la ambasada germană. Erau oameni foarte fini. Cum te numești acum? Ca și înainte. Era poate mai bine să-ți schimbi numele. De ce? Întreabă de la bucătărie dacă ananasul trebuie frapat. Nu la temperatura camerei. Tovarăși profesor nu suportă lucrurile reci. Și să se aducă din vreme vinul de la pivniță, să aibă timp să se șombreze. Regret că nu-ți pot oferi un ceai, dar tot personalul e ocupat. Am un dineu intim astă seară. Am invitat câțiva tovarăși de la institut. Îl sărbătorim pe soțul meu, care a ținut o comunicare. Despre ce? Stelele căzătoare și influența lor asupra nu știu ce. Asupra stării pământenilor. Comunicările lui George fac vâlvă. Am auzit. De ce umbli încălțat așa? E neigienic și de moviu. Altceva n-am. Suntem după război. Cu o economie în plină reconstrucție. Să mă duc să-ți caut ceva printre pantofii mei. Ce număr porți? Nu știu, că nu prea mi-am cumpărat în ultimul timp. Serios? Ești noi sui de acord, ne-a vecta coafir. Tu de vrei te coafe șien. De la cine sunt florile? De la un tovarăș profesor. I-ai dat un pourboire tovarășului comisionar? Liniștește-te, dragă. Să nu i se fi întâmplat ceva. Filmarea se termină la ora 6. Dacă i s-ar fi întâmplat ceva grav, până la ora asta am fi aflat. L-o fi invitat cineva? Are atâtea vechi cunoștințe acolo. Exclus, nu agrea pe nimeni. Poate a făcut cunoștințe noi, mai agreabile. Costi, el e atât de pretențios și circumspect în relații. Mă tem de un accident, de când cu motocicleta aia. Ale
vechi sunt în curs de reconstrucție și modernizare. Și când vor fi apăsate noile utilaje? Le primim din import. Muncitorii cum asimilează procesele tehnologice? Destul de repede. Mai ales cei tineri, după experiența șantierelor naționale. Acestea sunt noile hale. E ora prânzului. Vă poftesc înainte de concert să luați masa cu noi la cantină. Eu aș vrea să exersez puțin. În general nu mănânc înainte de concert. Pot merge la sală? Căutăm pe cineva să vă conducă. Mulțumesc. Ia-o spre stânga. Ușor. Vedeți că în camera cealaltă mai sunt niște scaune. Noroc. E o repetiție a formației noastre de cameră la care am invitat muncitori din raion. Obișnuiesc cu sunetul serii. Doamne, tovarășă, că frumos mai cântați. Am studiat 2 ani la conservator, dar cântam dinainte. Și eu cântam acasă din caval. Voi fi uitat. Nu vrei să încerci? Hai, încearcă. E aproximativ la fel. Nu, nu. Ăsta nu-i pentru melodii din alea. De ce? Ai emoții? Bineînțeles. De ce? Doar ei nu se pricep. Atât mai mult vor lua de bun ce le cânt eu. Radule, l-ai văzut pe băiatul ăla? Ia băiga prin camera cealaltă. Mai aduce și niște bănci. De unde bănci? Cum e acustica? Așa, așa, așa. Nu, asta e important acum. Înțeleg. O să cântăm noi și în altfel. Da, și eu asta. Artista aia ce eu știu. Tovarășa Leonora, nu uita să treceți pe la tovarășul Sandu la cadă. Ce lumică completă are autobiografie? Știi că îi zici bine? Cum adică? Din cavalul ăla. Flau. Mulțumesc, știam și eu. Vezi? Ăsta e cusurul tău. Nu știi de glumă. N-ai humor, cum ziceți voi. Care voi? Voi, burghezii. În schimb, tu practici un umor cam sumbru. Vezi? Iar nu știi de glumă. De unde n-ai să știu de glumă? Cu mine viața n-a prea glumit. Chiar? Să nu încerci și tu acum să-mi fac biografia. Nu e nevoie, o bănuiesc. Dar să știi că la mine nu contează. Treci adică peste trecutul meu încărcat? Eu nu trăiesc în trecut, trăiesc în viitor. Te cred. Dar deocamdată eu n-am viitor. Am doar un trecut. Dacă nu chiar mai multe. După cum vezi, drumurile noastre se despart. Nu mă las să te conduc? Nu. Nu mai e nevoie.
Nu mai avem ce păzi. A șters-o, nu-i așa? A fugit, mizerabil. A fugit cu bijuteriile mele și cu consulul lui, cu Didi. Ei, și? Cum ei și? Am rămas săracă, suntem amândoi săraci. Erai de mult cu Coana, nu ți-ai dat seama. Ce, eu nu știam unde ți-a ascuns bijuteriile. Am fost anul trecut cu ele la Hollinger. Erau false. Da. Mm-hmm. Cealea de la răposată. Să mai crezi în boieri. Cum false? False. Și cele de la fabricantul de talpă? Ce? Și smaragdele de la Fotiade? Ce? Și solitarul de la Horowitz? Ce? Imposibil! Imposibil! Bă, uite că e posibil. Mi-a fost milă să spun. Și perlele de la Maiorul Schmidt? Alea erau bune, dar nu făceau mare lucru. Era o ultima mintire. Asta cam așa e. Ultima e drept. Și acum ce să fac? E, ce face toată lumea o să faci și tu. Ai început să mă tutuiești. Cred că nu mai e cazul să... Matei! De altfel eu m-ansor. Ești nebun? Cu cine? Cu o văduvă, o femeie distinsă. Are un salon de cosmetică. Vreau să mă refac viața. Și eu ce mă fac? Să muncești cu Coană. Azi e vremea lor ce muncesc. Și eu vreau să las tot și să muncesc cinstit. Să muncesc. Ce să muncesc? Te angajăm la noi, îți dăm ceva pe lună. Te-am prins. Dar tu nu te mai duci pe acasă? Păi, nu era să așa singură. Prea mult vegheat asupra mea. Ai o întâlnire? Da. Cu cine? Cu Stafie. Să te aștept? Dacă ai curaj. Intră, domnișoară, că n-aude. E surd? Nu, dar e cu gândurile lui. Am vorbit cu fata de la cantin. Zice că vă dă și luna viitoare. Mulțumesc. Stai să-ți dau. Nu știu pe unde ar fi. Se vede că nu mai am. 30 de lei. E pentru o săptămână. Lasă că am eu. $14. Atâta. Atunci mai rămân 16, domn general. Mi dați mâine. Să trec. Bună seara, uncle Toma. Bună seara. Cine ești? Sunt Leonora, fiica lui Alexandru și a Zincăi. Așa. A Zincăi, a Zincăi. Ce mai face Zinca? A murit. Știi doar. Sunt 15 ani. Curios? Mie nu mi-au spus nimic.
Și Alexandru? Să lăsăm pe tata. Venisem la tine să-mi spui de ce a murit mama. Amintește-ți, te rog. Nimeni nu poate sau nu vrea să-mi spună. Hai să punem amândoi cap la cap lucrurile. Dar tu? Cine ești? Sunt Leonora, fiica Zingăi. Mă știai doar. Nu. Nu mai am nicio avere. Testamentul l-am anulat. Nu mai am nimic, nu vă dau nimic. Dar eu n-am nevoie de nimic, unchiule. Pungile cele mai frumoase se fac din ilustrațiuni. Are niște poze foarte interesante. Am făcut niște pungi din numărul cu poancare. Pe acelea nu le vând. Fac cele mai frumoase pungi, să știi. Și domnii de la cooperativă mi-au spus. Domnule general, vă felicităm. Mi-am promis și o decorație. Cum spuneai că te cheamă? Leonora. Leonora. Tata, te-am imitesc. Când te-am trimis la pension la Lozon, tu plângeai. Nu sunt altă Leonora, unchiule. Aceea era bunica. Care bunica? M-ai spus. Că te cheamă? Leonora. Gata? Totul e în regulă? Da. Trece și dincolo. Bună seara. Bună seara. Caut un domn, Grigore Șerban. Cred că nu mai locuiește aici. Ba da, la intrarea cealaltă. Locuiește la etaj. Dar acum că ați intrat, poftiți pe aici. Bărbații, sprijiniți mai bine melodia sopranului. Afirmați registrul grav. Mai cu patos. Timbrul grav. Împreună și mai cu inimă. Hai! Porniți înainte, tovarăși, cu sufletul luptoțenit, și în pisoare, păiarăși... Bună seara! Îl caut pe domnul Grigore Șerban. Cum vă numiți, domnișoară? Nu are niciun fel de importanță, sunt nepoata domnului Șerban. Trebuie să vă anunț, doamna... Nu tolerează încălcarea acestei reguli. Eu nu am venit în audiență. Nu solicit nimic. Bine, domnișoară. Jean, qui est là? Une jeune demoiselle demande être reçue par monsieur. Quel est son nom? Elle ne m'a pas dit son nom. C'est une nièce de monsieur. Une nièce? Oui. Qu'elle entre. Poftiți, domnișoară. Doamna vă primește. Bună seara. Sunt Leonora, fiica lui Alexandru și a Zingăi. Presupun că ai o problemă cu soțul meu. Încearcă să-i vorbești scurt. Are preocupări grave, își scrie memoriile. Nu se poate risipi în chestiuni mărunte de familie. Oh, în acest caz... Nu e nevoie să te retragi. Voi interveni eu în favoarea dumita. Vă mulțumesc, doamnă.
Grégoire, quelqu'un de la famille te sollicite pour quelques instants. C'est la fille d'Alexandre. Quel ordre? Poftește, domnișoare. Ia să te văd. Spelbă, semen cu taică tău. De-ar fi singura asemănare. Ce-i reproșat, tate? Atâtea lucruri. Sper să nu urmezi linia tatălui dumitale. O, nu, domnule. Bravo. În cazul acesta poți conta pe mine. Presupun că pentru asta ai și venit. Să-mi soliciți ceva. Nu chiar. Dar ia loc, te rog. Venisem să vă întreb despre împrejurările în care a murit mama. Știu doar atât. A fost ucisă. A fost întâmplare care era să-mi ruineze cariera. Toată povestea aceea de la Băneasa. Nu-mi pot aminti de ea decât cu o profundă oroare. Ca să nu mai vorbesc de cel de-al doilea mariaj al lui Alexandre. Toată familia voastră a fost un adevărat blestem pe capul meu. M-au scos o vreme de la externe. Era să-mi ruinez cariera. Grégoire! Grégoire, reste calmă. Știi că nu trebuie să te enervezi. De ajuns, domnișoară. Audiența dumitale s-a terminat. Jean, condu pe domnișoara. Vă rog să mă iertați, doamnă, că v-am deranjat. Oricum e pentru ultima oară. Bună seara. Doamna pregătește de ani de zile bagajele. Zice că o să plecăm la Paris. Cu ce? Pe mine nu m-au plătit de 5 ani. De ce stai? Mi-e milă de ei. Și apoi, unde să mă duc? Ce să mai fac acum? Dumneata trebuie să fii copila doamnei acelea ucisă de nemți. Doamna Zinca Bengescu. Spune-mi tot ce știi despre asta. Cine a omorât-o? Cum? De ce? Erau doar zvonuri. În mașină la Băneasa. Un glonț rătăcit. Cine? De ce? Se vorbea că nemții. În casele mari se comenta acest lucru în șoaptă. Nimeni nu vrea să se pună rău cu ambasada germană. Mai mult nu știu nimic. Nu, cumva aveți o țigare bună. Te-am prins. Ce cauți la ora asta pe aici? Am vrut să văd ce faci. Te referi la sănătatea mea? Mă refer la multe. Trebuie să am grijă de tine. De mine n-a avut grijă nimeni niciodată. De acum înainte o să am grijă eu. Să știi că îmi dau lacrimile. Poți să și plângi, dar asta e situația. Dar tu altă fată mai bună n-ai găsit? Nu, n-am găsit. Părinții mei te invită la ceai. De tâi sau de mușețel, de care vrei. Vino. Ia spune, voi chiar beți ceai atunci când vă vedeți între voi? Care voi? Voi, burghezii. Nu știu că eu nu beau ceai. Eu mănânc ceai. Face mama niște gogoși, iar tata are un zaibăr de chitila lux. Vinu?
Mi-e frică. Nu, o căsoră n-am. Cumnatele, ci că-s mai rele decât soacrele. Iar mama e femeie blândă. Vinu? Să iau întâi salariu să-mi cumpăr pantofi. Eu sunt specialist, doamnă. Am fost în case elegante. Bine, acum cu vremurile astea am pierdut tot, dar nu-i nimic. De-aia vă spun, turcii. Ce covoare știu să facă turcii? Vladic, Gheordez, Conia. Dax. Tapiserii nu vă interesează? Nu știu. Dar un ceas de platină pentru un costum de seară se caută. Au! Dolarii aveți în străinătate. Bijuteriile le predați aici. Mie. E o șansă să știți. Bijuteriile vechi sunt în străinătate în mare scădere. Persoana ce e interesată numai de pietre sau și de aur? Cine e? O clientă. Pe cine căutați? Pe Madame Cathy. Nu e aici salonul de cosmetică? Cine v-a recomandat? Doamna Cristian. Suntem prieteni. Intrat. Poftiți. Cineva din partea unei doamne Cristian. Poftește să ia loc și oferă-i ceva. Ce se ofer? Ciorape americani, cosmetice franțuzești, ceasuri elvețiene sau covoare persane? Oferă un ceai sau o cafea. Restul nu te privește pe dumneata. Asta prea se amestecă în toate. Ar trebui să ne descotorosim de ea. E o persoană de încredere, a fost cineva. Las că știu eu ce-a fost. Miliția! Miliția! Dumneavoastră sunteți Caterina Stajkovici? Da. Avem informații că dumneavoastră, contra legilor statului, dețineți și traficați valută și aur. Și că practicați și alte forme de comerț clandestin. Legitimație dumneavoastră. Domnilor, tovarăși, eu sunt un simplu angajat. Eu n-am nicio legătură cu treburile acestei doamne pe care abia am cunoscut-o. Eu sunt un exploatat, tovarăși. Matei! Ce vrei? Matei! Și eu sunt o exploatată. Toată viața am fost o exploatată. Uite că s-a terminat și cunsurătoarea ta. În materie de căsătorie n-avem noroc. Asta e. Spune drept, tu ai făcut-o, nu? Eu? Doamne ferește, ce mă crezi așa de fără caracter? Te cred. Și acum ce o să faci? Din ce o să trăim? Să muncim. Nu ziceai tu că vrei să-ți refaci viața? Să trăiești demn? Da, dar în anumite condiții. Am auzit că te fac iar înscrieri pentru figurație. Cum a ziceau că se caută figurație pentru țărani. Unde-i fi pus eu costumul ăla național cu maramă? Te ziceau că l-a purtat răposat la 10 mai. Brafă-i fac cu el. Așa. De la Istanbul mi-a venit scrisoarea înapoi. Nu ți-am mai spus. Adresantul decedat. Așa scria pe plic, în englezește. Mi-a tradus Madame Steriade. Adresantul decedat, the adresser is dead. Asta înseamnă adresantul decedat.
Iartă-mă, am întârziat la frizer. Doamne, ce greu e să porți pantofi noi. De-aia umblau strămoșii noștri desculți. După ce te duc la ai mei, mergem la chermeze, la noi la cantină. Sărbătorim plecarea pe șantier. Nu pot să dansez. Bocănesc prea tare. Aiure, dacă te deranjează, dansezi desculță. Am văzut eu chestia asta într-un film. Bună, Victore! Salutare! Noroc! Noroc, noroc! Vine seara la chermeză? Cum să nu vin? Ce mulți prieteni ai! Tot cartierul! Ce zici? Nu sunt ei prea eleganți. Lasă, peste câțiva ani o să avem pantofi frumoși. Nu o să mai dansăm noi atunci. O să fim bătrâni și o să stăm pe margine. Aiurea, nu mă cunoști. Eu pe margine? Tu nu, dar eu da. Unde o să stau eu, o să stai și tu. Tu-ți dai seama ce spui? Da. Tu-ți dai seama ce riști? Da. Iau cea mai încăpățânată fată din tot Ilfo. Mai încet, băiete. Mai trebuie să fiu și eu de acord. Tata a furat-o pe mama și bunicul pe bunică. E un tic de familie. N-am nicio zestre, să știi. Ai una de nu poți duce. O să o ducem împreună. Să nu mă socotească neserioasă cu pletele astea. A, dacă te-ai fi ras în cap, făceai o impresie foarte bună. Mai ales fraților mei. Și pantofii ăștia. Hai să amânăm pe altă dată. De ce te sperii așa? Tu n-ai mai fost într-o casă de om? N-am prea fost. Eu nu m-aș speria dacă mai duce la ei tăi. Ce s-ar mai speria ei? Ce s-a întâmplat? Mi-a ieșit un cui în pantof. Ia scoate pantof. Uite. Ești capă? Nu, are un cui în pantof. Vă rugăm să ne iertați, dar noi nu prea obișnuim ceai. Nici eu nu beau ceai, decât de nevoie. Mama face niște gogoși foarte bune. Să-i înveți rețeta. S-a înțeles. E nu că o să te ajut și eu. Da, da. E un băiat foarte bun. Numai noroc să aibă. Hai, hai. Mulțumesc. Nu stă puțin bine, domnișoare. Mă cheamă Leonora. Da, știu. Trebuie să vină și ceilalți băieți, să ne cunoști pe toți. Te-ai gândit bine? Crezi că nu se spară rău mai târziu? Când mai târziu? Noi suntem oameni simpli, domnișoară. De ce să ne ascundem? Am fi vrut pentru Victor o fată mai pe potriva noastră. Hai, mă, ce-ați întârziat atâta? Am trecut pe la unitate. Am mai crescut, mă, Vasile, mă. Ei sunt frații mei. Aurel și Sandu. Pentru domnișoara. Mă cheamă Leonora. Dar eu n-am dat niciodată. Nici eu, n-am avut când. Îți plac prietenii mei? Nu știu dacă mă plac ei pe mine. Ce
bine? Te supără pantofii? Da, nu sunt încă obișnuită cu ei. Nu ne-ai să mai mânca din mine.